Doamnelor și domnilor, dar în special doamnelor, bine v-am regăsit la o nouă emisiune. Suntem astăzi în Casa Elenei, pe dealul Bucium, numărul 54, la restaurantul Taifas, restaurant care vă așteaptă zilnic să-i treceți pragul între orele 9 și 11. Pentru că toți suntem în post și pentru că avem o multitudine de plante și de legume care abia așteaptă să le gătim, eu vă propun astăzi așa. Gătim linte și nu o gătim oricum, dar pentru mai multe amănunte, eu zic să mergem în bucătărie să vedem, Elena, ce rețete v-a pregătit astăzi cu linte. Ziua, dragii mei, și în bucătăria Elenei. Bine te-am regăsit, Elena. Bine ați revenit. Cu drag, ca întotdeauna, și bineînțeles cu brațele deschise, ne așteaptă de fiecare dată. Și cu sufletul la gură. Asta cu sufletul la gură mai vedem, dar oricum cu un suflet mare ca de fiecare dată. Astăzi vom găti linte. Da, și într-adevăr. N-am ales întâmplător, de fapt, n-a ales întâmplător această legumă. Am ales-o pentru că, în primul rând, da, s-a început și postul și pentru că eu nu vreau să vă povestesc prea multe despre linte. Știu doar că sunt trei mari beneficii de proteine, minerale și fibre, dar mai multe ne povestește Elena pe parcursul emisiunii. Exact. Bun. Lintea, adică care o știm noi, sunt de două feluri, cea verde și cea roșie. Cea verde fierbe un picuț mai greu. De la adică cele asta, două tipuri de linte, mai derivă un fel de asemănător, un fel de mazăre, să spunem. O găsim la ruș. La fel, seamănă la gust cu lintea. Așa. Bun. Este foarte mult folosită de către musulmani. Da. Ei au perioadele lor în care țin tot un fel de post și oricum sunt ași în mâncăruri de post consistente în vitamine, în nutrienți necesare organismului. Mâncarea noastră de post uneori mai necesită mici retușuri, din păcate. Așa sau nu este. Se cunoaște întru totul combinațiile corecte pentru a ține postul până la capăt, cu reușit, știi? Adică românul mai mănâncă și un cartof prăjit cu mămăligă, ceea ce combinația nu e prea bună. Câte combinații nesănătoase mâncăm. Dar, până la urmă, poporul român, în general, nu este obișnuit să consume linte. Abia de acum am văzut că a luat oarecare amploare. Sunt câțiva ani buni în care omul român chiar este tentat să descopere gusturi noi. Da, păi așa ar fi și normal, să mai ieșim din fasole și cartofi, când ne-am plictisit cam în post, asta se consumă la noi, în proporție de 50-60%. Uh-huh. Chiar citeam undeva, toate rețetele sunt în proporție de 60-70% cu cartof, iar dacă o fi să generalizăm așa, și cartoful și fasolea, da? Deci din tot ce se gătește este cam pe același taler. Deci ar trebui să mai schimbăm, să mai schimbăm rețete noi, să mai folosim linte, să mai folosim conopidă, să mai folosim broccoli. Dar dacă tot am început postul, nu? O să avem timp. Avem și timp. Oricum, Elena, până la emisiunea 100, când eu am să coc cozonaci, nu? O să modificăm puțin o cifră. Nu? Mai punem un zero. Bun. Până la Crăciun. Dragii mei, deci astăzi gătim lintea verde, lintea roșie și o gătim cum, Elena? Bun, la lintea roșie m-am gândit să facem o supă. O supă? Știi, o supă de linte. Ai mâncat vreodată o supă de linte? Supă, da, supă crema eu am mâncat. Da, și e o chiar supă o gătesc, nu foarte des, dar o gătesc. Pentru fata ta, nu? Pentru fata mea, care e un copil 100% vegetarian. Da. Bun. Deci, pentru supiță, vom avea nevoie de o tigaie în care punem puțin ulei. A, deci pur și simplu începem să o gătim, nu o fierbem, adică nu o punem la muiat. Linte este singurul
singura legumă, ca să spun așa, față de fasole sau mazăre uscată, care nu necesită înmuiere prealabil, hidratare, cum să mai spune lumea vegetarienilor, veganilor. Se fierbe foarte repede, în 5-6 minute, iar pentru o culoare plăcută, sfatul meu să nu fie ținută prea mult la fiert. În momentul în care fierbe prea mult, își schimb culoarea și devine... Am înțeles, dar dacă tot ai deschis paranteza, de ce, de exemplu, fasolea trebuie înmuiată? Sau așa ar fi indicat? Îi reduci timpul de fierbere. Pentru că neînmuiată, nehidratată, va trebui fiartă mai mult. Și păcat de curent și e trebuie bine să... de reținut. Deci fasolea înmuiată, bun, o fierbem mai ușor. Am uleiul. Acum vom pune un pic de linte. Ai pus un fel de ulei sau nu contează? Ulei de floarea soarelui, nu? Punem și ceapa. N-aș vrea să dau un gust prăjit, de asta punem ceapa după linte. Să ținem postul întru totul, nu? Da, da, da. Cu toate că, să știi, în general, în post, și citeam chiar măicuțele sau călugări, depinde de deci, unde se gătește la mănăstire, ceapa întotdeauna, dar nu întotdeauna, 101%, este călită. Și tocmai spuneau deja că schimbă culoare, o călesc ca să dea gust mâncării. Am prăjit un pic lintea ca să aibă și ea un gust mai puternic. Chiar miroase frumos, sunt frumos, foarte frumos. Hai să punem un pic de așa verde. O combinăm? Puțin, ca să vedem ce iese. Elena, ce poate să iasă, spune-mi. Ne-ai obișnuit oricum cu rețete bune și cu surprize, așa că... Pentru pateul de linte vom pune puțin ulei de floarea soarelui și mai mult de ulei de măsline. Aș vrea să fac să dau un gust mai pregnant. Am înțeles. Și la pate de care linte folosești, Elena? Verde sau portocalie? Verde mai mult. Lintea roșie absorbe foarte mult apă și va fi mai apoasă. Am înțeles. Okay. Bun, aici o să punem ceapa la călit. Să dăm gust. Să dăm gust. Din punctul ăsta, arabii chiar au bucătărie foarte bine pus la punct. Cu garnituri. Da, în general, bucătăria asiatică e cu mult, mult înaintea noastră și cum de altfel mai toate plantele... Nu sunt de acord. Eu consider că și tradiționalismul nostru, bucătăria tradițională românească este foarte avansată. Tradițională, da, dar nu în ceea ce privește mâncarea de post, să știi. Din păcate. Deci a pus lintea, a pus ceapa la călit și după aia linte. Asta pentru pateul de linte. Am zis bine? Mai știi ce alte beneficii mai are lintea? Citeam că într-adevăr are un conținut foarte mare de proteine. Conținut foarte mare de proteine și vitamine. Pe care le găsim în, deci, și în soia. A, nu? Da. Adică cele mai mari cantități de proteine le găsim în linte, soie și mai era ceva. Dacă nu mă înșel. Conopii, dacă tot e fibroasă. Gătim conopii de data viitoare? Încercăm. O provocăm în direct, cum am provocat pe un suflet de conopii, de ce ai zice? Un suflet de conopii. De post? De post, da. De post. Găsim. O să punem la pateu puțin morcov. Așa, zine ce faci. Deja lintea acolo s-a umflat, ne cere mai mult apă. Hai să punem și linte, nu, deja să punem verde. Da, nu.
Aici vom avea grijă să punem, folosim aceeași tehnică ca și la un risotto. Îți mai aduce aminte? Am făcut vreodată un risotto? Cred că da. Cu da, creveți? Da, da, am puneam făcut. Apă puțin, câte da, puțin. Da, pe măsură ce pur și simplu cerea, mai puneai câte față un pic de apă. Pilaf care se pune apă din prima și aștept să se umple. Să fermă, da. Ca să păstrăm o consistență destul de solidă boabelor de linte. Și la fel, nu? Dacă, oricum, cred că își schimbă forma dacă le pierd prea tare. Da. Deci, într-un final, Elena, noi o să blenduim ambele. Da. Da? Numai că supei vom da un alt gust și va avea o altă consistență. Pateul vom pune un pic de ulei în el, ulei de măsline, un pic de verdeață. Ceea ce în supa de linte nu punem. Am înțeles. Pentru că tu spuneai că o să lași un pic mai ardent așa și n-am știut de ce, atâta vreme cât le blenduim. Da. Mai lăsăm puțin. Uite, am să gust și eu. Dacă îmi dai gust și eu. Știi, când două, dăm seama bobite. Că lintea începe să fie fiartă, când... Hai, dă-mi mie să gust. Încă puțin mai adic. Dar chiar miroase foarte bine, foarte bine. Și acum mai trebuie. Oameni buni. E și ușor picantă. Eu nu am văzut să pui ceva, ba, ai pus boia? Nu, la sfârșit o spun boia. Deci am gustat-o. Are un gust nemaipomenit. Nici nu mi-am imaginat că are așa un gust. Oameni buni. Are proteine, are minerale, are de toate. Dar cel mai bine, eu vă spun să urmăriți materialul următor. Foarte interesantă rețeta noastră de astăzi, rețetă care conține linte. Linte este o plantă leguminoasă ale cărei semințe se găsesc în păstăi, exact ca cele ale fasolei sau păstăilor, și este o plantă originară din Orientul apropiat, una dintre cele mai vechi legume cultivate alături de grâu, orz, mazăre și in. Lintea reprezintă o sursă bogată și importantă de antioxidanți care apără și fortifică organismul, mai ales în cazul instalării afecțiunilor cardiovasculare. Lintea este o sursă excelentă de minerale, dintre care menționăm fosforul, fierul, zincul și magneziul. Aceste minerale au rolul de a menține sănătos sistemul osos, de a regenera țesuturile și de a forma globulele roșii în sânge. În plus, zincul și magneziul din conținutul de linte întăresc sistemul imunitar și grăbesc vindecarea rănilor. Iată și câteva beneficii pentru organism. Lintea previne tulburările digestive, crește rezistența fizică la efort, reprezintă o sursă de energie pentru organism, combate insomnia, este recomandată în tratamentul postoperatoriu, combate anemia și încetinește progresia bolii Alzheimer. Câteva curiozități despre linte, stimați telespectatori, în Orientul Mijlociu au fost descoperite semințe de linte datând încă de acum 8.000 de ani. O altă curiozitate, în Vechiul Testament, Esau renunța la dreptul lui de prim născut în favoarea lui Iacov în schimbul unui blid de supă de linte. Dramaturgul grec Aristofan a numit supa de linte cea mai dulce dintre delicatese și lintea a fost descoperită în morminte egiptene datând chiar și din anul 2400 înainte de Hristos. Lintea beluga este neagră și este una dintre cele mai mici varietăți de linte, având o aparență similară caviarului. Lintea verde franțuzească este mică, delicată și aromată și își menține forma după gătire mult mai bine decât alte tipuri de linte. În Egipt, unul dintre felurile de mâncare naționale este cușarii, făcut din orez, linte, maronie, mazăre, paste, usturoi, salată și oțet. De fapt, multe restaurante din Egipt nu servesc nimic altceva decât cușarii. Deși nu este un aliment comun în bucătăria românească tradițională, lintea este o legumă plină de savoare și de elemente nutritive esențiale. Bogată în acid folic, vitamine, minerale, proteine și fibre, lintea are multiple virtuți terapeutice care îmbunătățesc nivelul de sănătate al organismului. Așadar, consumați linte!
Pentru supă este gata cea verde, încă mai durează, dar știm că o lăsăm mai al dente. Ok, cum spui tu. Bun. Ce facem? Dăm la blender? Da, o blenduim. După care o să o punem la loc, la... la foc, ca să-i dăm culoare, gust. O să-i punem un pic de suc de lămâie. Știi că spune suc de lămâie? Nu. Dar putem repeta. Deci a spus Elena că o crește cu un pic de zeamă de lămâie, nu? Da. Și acum... o dăm la blender? O dăm la Hai blender. Hai să dăm la blender. E bun, trebuie să-i dăm culoare acum, da? Să-i dăm culoare. O să punem înapoi în tigaie. Deci am blenduit-o, o punem înapoi în oală ca să-i dăm culoare. Bun, hai să luăm puțin. Știți roșii pelate. Roșii pelate. La Elena toate rețetele sunt simple. Pe ce? E greu? Nu? Toate sunt simple. Doar fier, blenduiești, dar mai pui înapoi, dar mai adaugi, dar mai dai culoare, dar mai dai gust. De altfel, lucruri simple. Zi-ne ce ai pus acolo, Elena. Un pic de boia afumat, să-i dăm gust de afumat. Mințim puțin omul. Nu? Să nu se gândească la carne. De fapt, gustul. Mințim un pic papilele gustative, știi? Așa nu e. O facem un pic de ciorbă. Nu? Așa. Nu, dar nu foarte acră, nu? Nu. Și supa cremă, Elena, cu ce... cu ce o putem noi servi? Deci este la locul ei. Este la locul ei, așa zice Elena. Este la locul ei, dar totuși îi mai pune un pic de zeamă de lămâie. Și un pic de sare. Asta ca să fie și mai la locul ei. O să punem în capul la cea verde. Hai să gustăm. Hai să facem design, plating-ul, nu? La supă. Da. Bine. Avem nevoie de un bol, nu? O farfurie. Sau o farfurie. Miroase bine. Ha, supa noastră este? Da. Da, miroase are foarte bine. Are gust de afumat. Doamne, Elena, dar eu sper că telespectatorii se uită numai ce aranjament a făcut Elena aici. Foarte drăguț, foarte, foarte drăguț. Ce pui? Un pic de boia afumat, de culoare. Și văd eu și verdeața? Și verdeața. Hai să punem așa într-o parte. Putem pune și câteva crutoane? Da. Crutoane simple de data asta. Da. Da? Pentru că vrem să simțim... gustul de linte. Ați văzut? Vrem să simțim gustul de linte. Și e gata și pateul nostru. Lintea verde pentru pateu, Ina, te-ai îmbătat cu mirosul de linte? Păi ce să facem, Elena? Ce să facem? Și iar o blenduim. Da. Numai pe asta o ținem fără zeamă ca să... Te ajut? Nu. Ca să iasă mai consistent? Ce-ți dau? Un pic de ulei de măsline. Un pic de usturoi. Un pic de pesto. Hai, un pic de pesto, dacă zici tu. Ca să dăm gust, Elena, la pateului, da? Îi dăm gust italian. Îi dăm gust italian, da. Să păcălim, cum am păcălit papilele gustative și la supă. Nu? Cu boiaua, nu? Uh-huh. Asta o să Hai fie. Hai să blenduim. Bine. Cum e? Cum a ieșit? Bun. Acum mai este fierbinte. Cum este recomandat să-l mănânci? Rece? Rece? Da, îl putem pune în frigider să se mai... Așteptăm să se răcească, așa. Că dacă îl băgăm de fierbinte se va înnăcri. Da. Și după ce îl punem în frigider, clar că se va mai întări. Da, cum e și humusul, știi? Așa știi.
Facem ca la... Ca la humus, ca la humus faci. Ca la humus? Deci, pateul ăsta l-aș mânca direct cu pâine, așa, întins. Da, dar rece, nu? Rece, da. Deci e un pate, e un antre, da? Da. Pe care, antre. Eu știu, ce recomand? Recomandă-ne un vin la el. Un vin alb sec, nu prea parfumat. Ați văzut ce a făcut? Poți ne mai arăți o dată? Ce? Anglubie. M-am băgat lingura. Nu! Este foarte sățios și îmi place chestia. Da. Pentru că are foarte, foarte multă proteină. Un pic de ulei și atât. Am văzut, să știți, am mai toți bucătari. Chestia cu uleiul, cu picăturile de ulei în farfurie, picăturile de ulei pe preparat. De ce? Se mai întinde puțin. Dacă se răcește, se va întări și atunci când e cu ulei, este mai moale. Există explicații la orice. Există o explicație. Elena are explicație la fiecare. Fie că greșește sau nu, dar ea nu greșește oricum niciodată. Bineînțeles. Mai greșesc. Mai greșești? Da. Dar improvizez dacă văd că greșesc. Și reinterpretează, bineînțeles. Nu? Da. Bun, cam asta a fost, astea au fost rețetele pentru astăzi. Ia să vedem, deci avem un pate și mai avem, ia uitați ce frumos a pus Elena. O supă de linte roșie cu crutoane. Să degustăm? Da. Degustăm? Da. Hai. Ia și cu un cruton, ia cu cruton, mamă. Deci aduce carne. Nu, aduce gust de fasole, fasolea noastră, un pic. Da, simte chestia aia făinoasă, știi cum sunt. Am dar înțeles. Chiar e plăcută. Deci zici că îți place, că e bună. Da. Hai să degustăm și... Cu siguranță o să apară meniu nou din copou. Asta e mai mult decât în premieră. Nu ne-ai spus niciodată despre... Am așteptat să fie... un moment prietenic. Să vină Crăciun, nu? Să vină Crăciunul și la mine. Așa că o să filmăm de Crăciun tot la Elena, dar de data asta nu la Taifas, o să filmăm la Elena în Copou. Într-o nouă locație. Într-o nouă locație. Am văzut cum se prepară. Ne-a povestit cam cu ce le-am... Nu ai citat... asezona, dar... O să vedem și cum anume, da? Și ce ține de bunele maniere, cum se mănâncă, ce ar trebui să folosim și ce n-ar trebui să folosim în materialul următor. Astăzi, la rubrica noastră, învățăm să combinăm mâncarea și cu băutura, evident. Nu că n-am ști, dar trebuie să facem așa cum ne recomandă uneori profesioniști. În primul rând, dăm ce avem pe cap jos, pentru că nu e frumos să mâncăm acoperiți pe cap la masă. Am pregătit, pentru că avem linte, supă de linte și pateu de linte, am pregătit înainte de masă să degustăm o bere brună foarte bine. Foarte, foarte bună, nu pot să spun cum se cheamă, pentru că nu avem voie, știți, cu publicitatea. Poftă bună! Foarte bună, foarte aromată, rece, chiar dacă e sezonul rece afară, merge din când în când și o bere. Ia să vedem ce ne-au pregătit Elena și cu Ina în bucătărie și cum mâncăm, să vedem dacă ne descurcăm, cum să mâncăm cele preparate de ele. Mulțumesc frumos! Avem o supă de linte și uite că mulțumesc, avem o supă de linte și iată că au pregătit-o așa cum se face la mama ei acasă. Ia să vedem. Luăm lingura, spatele drept, ne tragem puțin către scaun, dar prima regulă este următoarea. Nu ne așezăm la masă, la restaurant, înaintea doamnelor, rămânem în picioare, le ridicăm scaunul, le poftim să-și așeze, împingem scaunul, după care și noi ne așezăm lângă el. Iar una dintre regulile importante atunci când mergem la restaurant, la pub, la unde vreți voi, în locuri publice unde se mănâncă și se bea, domnul intră prima dată, bărbatul, în restaurant și la fel iese, după care doamna. Așa e regula puțin schimbată. Spatele drept, nu ne aplecăm către
boli. Vedem, ținem spatele drept și luăm pe jumătate de lingură, nu umplem lingura. Asta când mâncăm la restaurant. Când mâncăm acasă, putem să mâncăm și cu mâna, dar corect, cred că așa este, ca să semănăm și noi cât mai mult cu familia regală, care ați văzut ce somptuos și ce pompos mănâncă la mesele oficiale și nu numai familia regală. Foarte bună supa de linte. La masă nu se vorbește sau se vorbește foarte puțin și nu se mănâncă foarte, foarte repede. Mâncarea trebuie degustată, nu înghițită lacom. Rămâneți aproape. Și fiindcă suntem în post, da, doamnă, vă rog, poftiți, mulțumesc. După supa de linte, care este ușoară și ne ajută să ne menținem și silueta, mulțumesc, arăt mâinile. Avem un pateu de linte extraordinar și foarte, foarte bun. Avem și curtoanele pregătite. De obicei eram tentați acasă să luăm cu furculița și să întindem. Cred că, de fapt nu cred, sunt convins că corect este cu cuțitul. Dacă suntem la o masă oficială, încercăm să nu stăm așa, aici, cocoșați, să stăm cât mai drept, cât mai demn și să vedem până la urmă cum a ieșit acest pateu de de linte, da? Ia să vedem dacă e corect. Excelent! Țin să le felicit pe colegele mele pentru alegerea făcută. Chiar dacă crutonul este un pic mai mic, nu îl mâncăm totodată, ci încercăm să-l împorționăm pe 2-3 înghițituri ca să părem cât mai grațioși. Poftă mare și rămâneți în continuare alături de noi! Cam asta a fost tot pentru astăzi, dragii mei. Am gătit cu Elena Pădurariu la Taifas linte și nu orice fel de linte, o supă de linte și un pate de linte. Da, am aflat ce proprietăți are lintea. Da? Și chiar o recomandăm tuturor să o încerci. Da. Acum pe piață găsește fără nicio problemă. Deci doar beneficii. În rest, ce să vă spun, decât poftă bună. Dragii mei, sunt Tina Cocuz și Elena Pădurariu, care vă mulțumesc din nou astăzi că am fost împreună. Și, dragii mei, nu uitați, gătiți inspirat. La revedere!